Salutare și bine v-am găsit, dragii mei! Viața de fiecare dată știe și poate să transforme o lămâie într-o limonadă. Important este dacă accepti provocarea și dai voie vieții să se joace cu tine așa cum ți este scris în stele și așa cum este soarta ta. Ce frumos este când oamenii buni reușesc să intre în viața ta. Bine, există și oameni mai puțin buni, dar important este să nu răspundem cu rău la rău. Dincolo de asta, atunci când privesc prin fereastra vieții mele, văd doar oameni frumoși și pozitivi, iar familiile frumoase cu mulți copii realizate întotdeauna sunt o sursă demnă de inspirație pentru mine. Ori de câte ori am ocazia, îi pun în rama vieții și îi aduc pe canapeaua de la o seară în familie. Ei au mai fost în acest studio, dar a trecut ceva timp. Îmi place să-i urmăresc într-o parte, mă bucur pentru realizările lor și sunt tare mândră că astăzi au acceptat să vină, nu atât pentru mine și pentru colegii mei, ci pentru domniile voastre, cei care stați acasă, comod pe canapea și cumva vreți ceva, cineva, cumva, să vă inspire și să vă spună că viața asta e frumoasă și merită să fie trăită așa cum ne dă bunul Dumnezeu. Și pentru ca să înțelegeți din capul locului despre ce vorbesc, eu vreau să vin aici alături de mine cei mai frumoși membri ai familiei Samoil. Și o să încep cu fetele, cu prințesele casei și vreau să invit alături de mine pe Alexia. Ea este cea mai mare fiică a Antoninii și a lui Valentin. Ei sunt eroii mei care sunt deja pe canapea. Iar Alexia vine alături de mine. Salutare! Bună seara! Ce frumoasă ești, ce mare ești, ești o adevărată sursă de inspirație și mândria părinților tăi, da. Dar mai ai două surori. Sigur. Bianca este a doua surioară a ta și vreau să vină Bianca pe scenă, dar Bianca niciodată nu e de una singură, ea întotdeauna face echipă bună cu sora ei, Veronica, sau Nica, voi așa îi spuneți în familie. Hai să vină și Veronica alături de noi. Și deja facem cea mai frumoasă echipă, este Alexia, este Bianca și este Veronica. Bună! Fetele astea două au centură neagră la... Taekwondo. La Taekwondo, acum trebuie să mă port demn, nu de alta. Dar nu inspirați frică. Dacă de cochete și frumoase sunteți cu zulufii făcuți, cumva nu semănați a fete de alea băiețoase care știu să bată băieți. Te simți bine în umbra lor? Au ele grijă să te apere? Da. Bun, când e vorba de apărare, avem și cavaleri în această familie și nu unul, dar doi. Așa cum vorbeam noi mai înainte, are cine duce numele familie mai departe. Și cel mai mare frate al vostru, dar al patrulea la număr în familia Samoil, este Alex. Și vine spre noi urmașul familiei Alex. Bună! Și mai e cineva acolo care a rămas de unul singur el, dar se simte foarte bine doar atunci când este alături de Alexia, de Bianca, de Veronica și de Alex. Este Gabriel, care e băiat mare deja și el este elev în clasa a 3 și l-am întrebat dacă îi place școala. Până și în ziua imprimării a insistat să meargă la școală. Bine ai venit, pui de om! Bună seara! Vă place cum se vede studioul ăsta de pe scenă? Da. Dar nu e așa că sunt mici părinții voștri de acolo care stau în întuneric? Da. Hai să le dăm importanță și lor. Haideți să mergem cu toții să ne așezăm și să le spunem și lor bună seara. E vorba de Antonina și de Valentin Samoil. Bună seara, dragii mei! Bună seara, Rusalina! Bună seara, bine v-am găsit! Ce armată frumoasă am eu astăzi în studio. Spuneți-mi voi cum v-ați simțit aici în seara întuneric atunci când pe scena vieții voastre ieșeau rând pe rând cele mai mari și mai frumoase realizările familiei. Rusalina, sincer, aveam niște emoții, mă uitam fiecare copil cum intră în scenă, asta este atât de fabulos. La mine inima se umplea așa cu energie și cu plăcere și tot și încă o dată înțeleg că cea mai mare binecuvântare este familia și copiii noștri. Asta este cea mai mare bogăție pe care putea să ne ofere Dumnezeu. Câteva zile în urmă stăteam alături de Alex, da, și el practic este la înălțime cu mine și eu ziceam, Alex, ții minte când erai micuț, te țineam pe picioare, te legănam. Da, și acum câteodată nu vine să cred că sunt așa de mari. Au crescut enorm. Ce se întâmplă zilnic în familia voastră? Cum decurge o zi obișnuită în familia Samoil?
cum e cu trezitul, cu pieptănatul, cu aranjatul la oglindă? Câte oglinzi are căsuța voastră? Cum faceți atunci când trebuie să ieșiți dimineața din casă? E cu rândul, e cu cine e mai harnic? E cu ierarhia după vârstă? Nu, fiecare are cămăruța lui și are oglinda sa personală. A, da? Deci fetele se chitite. Da. Și deja copiii sunt destul de mari, da, se descurcă, nu au necesitate ca noi să urmărim aceste lucruri. Băieții, la fel, sunt responsabili. Noi doar verificăm ca să fie ok când iese din casă, dar deja simțul ăsta de responsabilitate au crescut deja. Cine i-a alentat o familie noastră? După zâmbet se vede. Gabi, acum îți spun surorile tale mai mari. Sunt niște cuvinte de alea așa diminutive pe care tu le accepti doar de la lelele cele mari? Cum îți spun? Gabriel cred că nu îți spun. Gabriel ești pentru doamna învățătoare de la școală. Mi-a spun Gabi. Gabi, Găbiță sau nu? Găbunea. Găbunea. Dar tu alături de cine te simți cel mai bine? Deci ție când îți trebuie ajutor, nu știu, să te ajute cu temele pentru acasă sau să-ți facă la desen o lucrare, pe cine dintre toți rogi? Pe bunica. Pe bunica? Da. Deci fâțele astea nu fac echipă cu tine? Le fac numai ilal. Ele s-o ocupați și ele. Da. Și bunicii sunt alături de noi, dar lăsăm cumva să vă savureze dincolo de reflectoare, după care o să discutăm și cu ei. Alex, îți place rolul de frate mai mare? Da. Că până la urmă ești și tu mai mare pentru Gabi. Da. Îi dai sfaturi? Da. Îl pui să te urmeze? Și dai și indicații? Da. Dar cine dă mai multe indicații, tu sau Alexa? Alexa. Alexa dă la toți? Acum spune-ne, ce faci? Unde ești studentă? Cum te descurci? Stai împreună cu părinții sau ai fugit de ei? Am aplicat la facultatea de drept la noi, la Chișinău. Uh-huh. Sunt studentă în anul 2. Sunt încă la moment cu părinții, dar cine știe? Poate? Vă place cum se descurcă? Asta, acesta e viitorul pe care cumva l-ați construit împreună? Da, noi ziceam și data trecută că suntem părinții care nu o să impunem părerea noastră, da? Ea a ales direcția, da, în domeniul dreptului, asta face, adică... Acum, nu știu dacă trebuie să dăm CV-ul vostru sau vă cunoaște lumea, pentru că... Acum câțiva ani erați foarte des în lumina reflectoarelor, mai ales Antonina era foarte des invitată la televiziuni, atunci când purtai uniformă, cel puțin. Avea lumea grijă să te pună pe copertă și să zică doamna polițist care are 5 copii și arată de milioane. Știu că nu mai sunteți în sistem niciunul, nici celălalt, dar sunteți locotenent colonel, cum să zic eu, cu poliția acasă în sertar și pentru arhiva familiei. Aveți o afacere a voastră de familie și nu pot să nu vă întreb cât de mult vă iubește Dumnezeu, pentru că vorba voastră, ori de câte ori Dumnezeu îți dă un copil, îți dă și putere și răbdare ca să-l crești. Și voi chiar sunteți oamenii care ați demonstrat că o familie frumoasă nu înseamnă o familie săracă și o familie cu mulți copii nu înseamnă o familie neajutorată, că avea mulți copii nu înseamnă să umble cu o pereche de papuci toți 5. Și probabil fără dragostea celui de sus nu s-au întâmplat lucrurile de la sine. Așa este, Rusalina. Poliția a fost o etapă foarte frumoasă în viața noastră. V-a organizat, ne-a organizat, ne-a disciplinat, ne-a călit caracterele, da? Dar ceea ce desfășurăm acum, asta noi trăim, da? Noi trăim stilul ăsta de viață activ, sănătos, energic și practic activitatea pe care noi o desfășurăm ne-a permis ca noi, ca și familie, să fim împreună, să nu fim nevoiți unul din noi să plece peste hotare, să putem rămâne aici în țară împreună alături de copii și eu alături de Valentin și el alături de mine. Și asta este cel mai frumos lucru, da? Fiindcă noi ca părinți ne-am asumat, da? Având 5 copii, că trebuie să-i creștem, să-i punem la cale, să-i îmbrăcăm, să-i hrănim, este o rutină care trebuie făcută. Totodată vrem ca să poată să plece la, nu știu, la IT-ul lor sau la ce mai au ei pe lângă școală, da? Și iată, lucrurile astea trebuie să ne le asumăm și de asta noi
desfășurăm ceea ce desfășurăm cu suflet, în primul rând, cu dragoste și cu ajutorul Domnului. Și ne reușește. Și asta este cel mai important, că oamenii merg în spatele nostru. De ce? Că văd rezultate, văd voie bună și au încredere în noi. Și au încredere în voi. Da. Probabil voi sunteți cel mai frumos exemplu pentru ei și când zic voi, nu mă refer doar la voi doi și la siluetele voastre, pentru că, în primul rând, voi ați dat câte vreo, nu știu, în kilograme jos și unul și celălalt. Antonina a făcut experiment pe Valentin. La un moment dat l-am văzut și pe Valentin în programul ăsta de slăbește sănătos și am zis, wow, deci se poate, l-o chinui tare nevasta. Eu vreau să zic că eu m-am remodelat cu 12 kilograme, dar nu este doar despre kilogramele care le-am slăbit, că m-am remodelat acum 5 ani jumătate în urmă. Uh-huh. Dar este cum ne menținem ceea ce am obținut. Exact. Asta este foarte important. Dar Valentin nu a fost impus, apropo de mine, el a văzut că soția lui arată din ce în ce mai bine și el s-a mobilizat, fiindcă trebuie să corespundem, că noi suntem exemplu. Pentru cine? Pentru copiii noștri. Și eu cred că este foarte inspirant când mă cheamă Veronica sau Bianca să facem un TikTok sau să facem un filmuleț sau să cântăm ceva împreună. Asta pe mine mă inspiră. Înseamnă că ei se mândresc cu mine. Și asta este cel mai important lucru pentru mine ca mamă. Mami, ți-am promis că te duc la Paris să-ți fac toate poftele, să-ți aproape hainele. Mami, ți-am promis că te duc la Paris să-ți fac toate poftele, să-ți aproape. Învățați acasă împreună dansul, faceți repetiții, că eu văd cu alea câteva secunde care adună vizualizări. Clipul nu e mare, adică maxim 15 secunde, poate un pic mai mult. Uh-huh. Cât munciți pentru 15 secunde de TikTok cu mama? Nu mult, noi prindem foarte repede. E talentată mama? Da, mama, da. Mama e cea mai talentată. Prinde repede. Da. Cum faci să te împaci bine cu surorile tale? Cred că m-am învățat să le accept așa cum sunt. Zbânțuite? Periodic. Și cred că asta le face mai speciale. Mm-hmm. Dacă nu ai o problemă, cu cine discuți? Cu mama sau cu tata? Sau cu Veronica și Bianca? Cu Bianca, cred că. În primul rând. Ulterior, deja cu părinții. Dacă e ceva mai complicat, mm-hmm, mai grav. Tu ai făcut sport la viața ta? Da, am făcut și eu de asemenea... Tot karate? Da, taekwondo. Taekwondo? Uh-huh. Dar nu a durat atât de mult cât a durat la surorile mele. Și acum mai practic sport, dar deja nu de performanță. Nu de performanță. Da. Fetelor, ia lăudați-vă, că eu am văzut chiar acum recent pe rețel de socializare, bine, pe pagina mamei am văzut că părinții s-au lăudat cu voi. Ați luat centuraia neagră? Da. Cum a fost? Ce în capul unei fete care, dincolo de TikTok și de zuluf, se gândește să ia o centură neagră? A fost un pic stresant, dar noi ne-am pregătit pentru acest examen. De asta noi eram sigure că îl vom da și va fi tot bine și așa și a fost. Câți ani de muncă sunt în spate? 7 ani. Frumos! Cine le ducea când erau mici la antrenamente? Valentin sau Antonina? Valentin. Valentin? Asta erau băieții lui tata? Tot fetițele. Spuneți, cum a venit ideea ca fetele să meargă la lupte? Inițial a fost la taekwondo înscris Alex. Dar în ce visul meu era ca băiatul să urmeze o artă marțială. Și petrecându-l și luându-l de la antrenament, plecam cu cine? Cu Bianca și cu Veronica. Și ele spun, tăti, vrem să încercăm și noi. Păi dacă vreți să încercați, hai încercați. S-a primit așa că Alex nu a rezistat pe termenul, dar fetele au preluat și au dus până la cap. Alex, dar
Ție ce-ți place să faci? Să programez. Să programez? Deci tu ești pe filiera IT-ului? Da. Dar nu-ți pare rău acum că fetele astea te-au întrecut în ale sportului? Nu prea. Nu ai regretul ăsta, nu? Dar voi nu ați încercat să-l atrageți în sală? Au mai fost câteva încercări, dar respectăm decizia. Gabi, dar ție ce-ți place să faci? Tu ai o activitate în afara școlii? Sau pentru tine părinții nu mai au timp? Nu am nicio activitate. Dar vrei ceva să faci sau nu? Nu, că încă nu am văzut toate. Tu știi că eu îți respect decizia și eu mă bucur atunci când părinții nu insistă ca puiilor să facă ceea ce nu le place. Și mă bucur pentru Alex, dacă a înțeles că nu e pentru el, de ce să se chinuie degeaba? Cum faceți față tuturor activităților copiilor? Simplu. Cum e cu organizarea? Bine, acum sunt la vârsta la care se mai duc și vin singuri, dar nu a fost așa întotdeauna. Nu a fost, dar la noi a fost așa o rutină, noi așa ne-am acomodat că parcă nu simțeam greutate. Adică Valentin dimineață se organiza să-i ducă pe la școli, să-i fiecare la locația sa, adică totul era organizat după timp, să nu întârzie unul la școală, unul începe la 8, 8 și 15, adică organizare maximă. Și adică asta era o rutină care noi nu simțeam că era complicată sau ceva deosebit. Noi ne-am deprins așa, eu nu-mi închipui să fie altfel, pur și simplu nu-mi închipui. Noi de obicei zicem de 3 ori femeie, aici zicem de 5 ori femeie. Cum e să zicem de 5 ori tată, Valentin? Cum se modifică spiritul unui bărbat cu fiecare naștere a soției? Pentru că una când ai 2 copii, voi ziceați cumva că vă gândeați că o să aveți 2 copii, pentru că voi veniți dintr-o familie cu câte un frate și o soră. Antonina mai are o soră, Valentin mai are un frate. Dar uite că, Doamne, a avut alt program pentru voi. Cum se schimbă interiorul unui bărbat cu apariția fiecărui copil în familie? Pentru că vânătorul e bărbatul până la urmă. Primul rând mă simt binecuvântat. În al doilea rând, cu apariția fiecărui copil, mi-asumam tot mai mare responsabilitate. Nu este simplu, dar este posibil. Iarăși, fiecare copil este individual în felul său. Mă strădui să găsesc timp ca să acord la fiecare copil, să discut, să-l ascult, să comunic, să gestionăm anumite momente. Cu Doamne ajută, reușim. Undeva unde nu mai reușim, o să ajustăm, o să găsim timp, o să gestionăm momentul acesta. Eu personal, ca tată, nici nu mă închipui acum să nu fie această situație, adică să am 3 fete și 2 băieți. Aceasta este mândria și totodată și fericirea mea ca tată. Sunteți un tată permisiv? Cine e lupul cel rău în familie? Nu știu, când vor să facă ceva, să plece undeva. Nu știu de ce toate privirile s-au întors la mine. Eu mă duc au zâmbit sever. Când am întrebat dacă tată. Da, eu sunt mai severă, Rozalina, fetele, mai mult tot și toate secretele cu tata, băieții vin la mine, la noi în familie cam așa este. Dar trebuie să fie cineva mai sever în familie, da, fiindcă asta este educație, faci parte din educație, dar totodată le respectăm decizia, părerea, dar unde trebuie, le spun, uite, acolo e bine, acolo nu e bine, eu aș vedea din punctul ăsta de vedere și găsim un numitor comun. Ce e tabola voi în familie? Ce nu se poate de făcut? Bianca, Veronica, că acum voi sunteți la vârsta la care credeți că planetele toate se învârtă în jurul vostru și doar mama nu. Nu, Catarina, noi nu suntem de așa părere, noi credem pe mama noastră cea mai bună mămică din lume și pe tata la fel. Cea mai bună tăcere. La noi în familie, chestii elementare pe care orice copil ar trebui să le respecte, noi le respectăm. Pe care nu, la fel, nu le facem. Adică la noi tot este ușor. Nu se ceartă nimeni, nu strigă nimeni. Adică noi ne înțelegem liniștit, frumos, în armonie. Călătoriți foarte mult. Vă văd la training-uri în lumea întreagă. Dacă ar fi să facem o geografie, cred că aveți cu ce vă lăuda. Unde ați reușit să mergeți?
În 2022 chiar calculam, adică vorbeam cu Valentin, am fost și în Lisabona, da, am fost și în Mauritius în vacanță, am fost în Barcelona, am fost deja în Brașov, în România, în Genova am fost, adică am fost în foarte multe locații, apropo, iată... Și acum o să mergeți, am înțeles. Da, duminică, sâmbătă, duminică avem un eveniment foarte mare în București, da, unde vom fi prezenți. Și asta ne inspiră, fiindcă stilul ăsta de viață pe care îl trăim acum, eu nu știu dacă o profesie simplă ar putea să ne ofere, da? Pur și simplu n-ai cum. Și asta îmi place, combinăm utilul cu plăcutul, cu stilul de viață, cu vacanțele și asta ne inspiră. Anul viitor... Cu TikTok-ul Veronica, că și acolo vă văd frumoase. Da, noi într-o zi am luat-o și pe bunica și bunelul zice Larisa, te rog, nu face că o să te pună pe Facebook, te rog. Mama zice, lasă că nu o să mă pună, apără bunica pe Facebook. Am spus că o să te pună, bunelul retrăiac. Bunica la 70 de ani face TikTok. Doi pași la stânga, doi pași la dreapta, pe sub mână trece toata. Doi pași înainte, doi pași înapoi, și ne învârtim amândoi. Ține mâna ta pe inima mea, ce frumoasă e muzica. Eu vreau să vorbesc un pic și cu bunicii voștri, pentru că ei sunt oamenii care i-au ajutat pe mama și tata, pot să zic așa, să-și mențină flacăra iubirii permanente, pentru că au avut grijă și de voi și au luat un pic responsabilitatea de pe umerii lor, pe umerii cele de-a treia generații. Acum ziceam că suntem mai multe generații aici în studio și o să ne strângem cu toții la final. Eu merg să-i salut, îi adun pe cealaltă canapea și o să vă rog și pe voi mai târziu să vă alăturați să discutăm. Voi rămâneți să savurați dintr-o parte generația a doua și a treia și la final se reunește toată familia. Așa că eu merg să-i întâlnesc pe bunica Larisa și pe bunelul Petru, că așa le place lor să-și zică și de a-ți vedea cu câtă mândrie au ajuns aici în studio și cum și drăgosteau nepoții înainte să intre în emisie. Bună seara! Vai, dar ce frumoși sunteți, mai ales că vă țineți de mână unul de celălalt! Bună seara! Bună seara! Povestea asta e frumoasă a domnilor voastre. Da. Acum putem să dăm din casă să zicem ce vârstă aveți? Putem. Putem. Mi-a zis așa, domnul Petru, nevasta mea este cu 13 zile mai mare decât mine. Suntem dintr-un an, avem câte 70 de ani, dar eu le cu schimei mari. Și eu repede am prins vorba și am zis, a, înseamnă că ea conduce în casă. La care domnul Petru zice, nu, conduci, mă, aici, eu sunt bărbat. Așa a zis, nu? Că e frumos, și cum a zis. Da. După cum. Probabil sunteți un exemplu foarte frumos și pentru copiii dumneavoastră. Și dacă mai dăm o singură cifră și vă las să vă așezați, în acest an faceți 49 de ani de căsătorie. Și ei fac 26 de ani de căsătorie. E tare mult. Dacă ne uităm în alte mahale și vorbim despre oamenii timpului prezent, sunteți cel mai frumos exemplu pe care l-au urmat copiii. Eu zic să facem așa, să mergeți să vă așezați și vin eu mai târziu să stăm la povești. Mulțumesc. Vă rog să o conduceți pe doamna către canapeaua noastră. Iar pentru că emisiunile noastre cumva sunt binecuvântate și de note muzicale și încercăm întotdeauna să creăm o atmosferă benefică pentru toată lumea, bun, m-am gândit și de această dată. Cine s-ar potrivi și cine s-ar plea ca o mănușă pentru familia Samoil? Și prima care mi-a apărut în minte a fost colega mea, Mariana Mihailă. Bună seara! Bună seara! Vai, de ce portocală frumoasă ești! Mulțumesc, așa... Acum să înțeleagă colegii ca de acum te văd. Ca o portocală. Ca o portocală. Bună seara! O familie așa de frumoasă în studio, te salut și pe tine. La știi la ce m-am gândit? La ce? O aduc pe Mariana... Și arăt cât de frumoase sunt familiile cu 5 copii. Foarte frumoase, dar am observat că și acestei mame îi place culoarea portocalie. Exact, ai văzut, deci vezi? Nu știut, intuiție. Că aveți o nuanță comună. Spune-mi, te rog, dacă te încarcă familiile frumoase, pentru că tu ai o meserie care te face foarte des să fii în lumina reflectoarelor și la petreceri private unde sunt familii frumoase, zile de naștere, aniversări. Exact, petreceri și tot așa. Cum e cu bateriile care se încarcă de la oameni? Mie îmi place să zic lucrul ăsta. Noi, oamenii de artă, dar bănuiesc că și ei, că de asta au și o meserie legată tot de comunicarea cu oamenii, ne încărcăm de la alți oameni. Exact, exact. Și familii, când le vezi cu atâția copii, așa, și toți inteligenți, te inspiră. Exact. Și eu, având doar unul, parcă prind la curaj.
să mai fac. Eu ți-am zis că de asta te-am și chemat, zic, o chem pe Mariana, o pun să se uite dintr-o parte. Că poate fac poftă. Da, da, da. Dumnezeu știe întotdeauna ce e mai bine pentru fiecare în parte, așa că să-i mulțumim pentru ceea ce avem și să ne bucurăm că ne sunt copii sănătoși. Exact, pentru că asta contează cel mai mult. Când suntem sănătoși, deci nu prețuim. Când se întâmplă ceva, atunci, vai, dar unde am greșit, dar de ce nu mi-am păstrat sănătatea? Și cumva, după ce devii părinte, cred că mai mult pui valoare pe acest aspect și încercăm cât de cât măcar să ne alimentăm corect, nu tot timpul ne reușește. Secretul e la ei. Dacă vrei, mai discutăm și... Să dormim bine, cu frumusețea înseamnă și somn. Și să gândim pozitiv. Da, energia cel mai pozitivă. Eu te las să ne cânti și pentru că suntem tare mulți, o să te las în dincolo de reflectoare să ne savurezi discuția, dar promitem că mai revii pe parcursul emisiunii ca să umple scena asta de dragoste. Cu drag, că n-am venit doar pentru o piesă. Dacă nu, eu te-am rugat să vii cu sacul. Da, vin cu mai multe dedicații pentru această familie frumoasă și cred că prima melodie și va fi cea așa, care drept în țintă, da? Va fi familia mea. Pentru că lasă să te simți artistă. Aici la O Seară în Familie și pentru această familie minunată. Cu drag! Atunci eu cântecul cel mai frumos din viața mea este doar ea, familia. Iarăși navighez prin tainici amintiri de parcă ieri eram copii, cu tandrețe și iubire ne creștea. Să mai vechea, aud și vocea tatei cum mă dezmierda, copila mea, prințesa mea. Mult îmi este dor de scumpii mei bunici, m-au legănat, îmi sunt și ei părinți. În duminici sfinte când ne întâlneam, mă întorc cu dor aprins la ea, arde dor să-mi văd familia. Chiar de sunt departe simt căldura ei, simt iubirea sinceră a familiei. Noroc și putere îmi dă numai ea, sensul vieții mele.
foarte mult, Mariana Mihăilă este alături de noi și în continuare și va veni și cu câte o melodie de dragoste pentru perechile astea frumoase de îndrăgostiți. Și când zic perechi, mă refer și la bunici, dar și la copiii dumneavoastră, pentru că ceea ce caracterizează familia asta este probabil răbdarea, dragostea, înțelegerea, cedarea. Acum dați-mi un secret al longevității familiei dumneavoastră. Ca să înțelegem unde ne sunt rădăcinele și cum au reușit să crească atâtea mlădițe frumoase. În primul rând, în familie trebuie ca să ne susținem unul pe altul, ca să avem încredere unul altul, să nu, niciodată nu ne-am mințit, niciodată nu ne-am despărțit. Am lucrat împreună la fabrică, împreună ne duceam, vineam de la serviciu, chiar ne întrebau și colegii, nu v-ați săturat unul de altul toată viața? Nu ne-am săturat. Și acum suntem foarte fericiți că creștem nepoții, cum? Îi ajutăm să-i crească, că îi cresc părinții, dar noi îi ajutăm. Și avem o comoară la care ne bucurăm foarte mult și îi iubim. Domnul Petru, cum e cu cearta în familie? Că nu este familie în care nu se ceartă oameni. Se zice că acolo unde nu se ceartă nu e dragoste. Cine cedează? Se întâmplă, dar eu mă fac în audnic și... Deci ăsta e secretul. Da. Mai ies pe la balcon. Bine că aveți balcon. Da. Dar ei au curte și cred că tot așa fac. Da. Nu cred că. S-a întâmplat vreodată să vină fiica dumneavoastră să se jeluie pe familie, pe membrii familiei, pe soți, pe copii, că nu sunt ascultători? Nu. Niciodată. Niciodată. Nu. Dar ne stăruim nici noi să nu ne vărâm așa cu deasăla în sufletul lor. Dacă vor să ne spună, ne spun. Dacă nu, cum ne amintesc de noi, de părinții noștri. Niciodată nu ne plăcea ca să ne întrebi. Dacă vreau să-i spun, îi spuneam. Dar mă lăsam pașii, că atunci când vrei tu să-i spui omului ceva, din suflet o faci. Dar nu să vâri în sufletul tău să-ți scoată problemele sau... Deci voi sunteți socrii perfecți. Ne stăruim, eu în nu știu familie așa. Nu tare vă băgați, dar da, mâncare o faceți caldă pe plită. Da. Când vin, cred că găsesc de multe ore mâncărica, că au zis cumva nepoței și am înțeles că sunteți prezenți acolo. Dragostea cea mare acum e Gabi. Da. Eu v-am văzut cum îl drăgosteați în afara cadrului și la final o să faceți echipă bună cu nepoții. Dar eu zic să vină și Antonina și Valentin să fie aici alături de noi și vreau să invit aici. De ce? Pentru că vreau să le văd emoțiile în ochi atunci când o să vorbiți despre ei și viceversa, să vă văd emoțiile voastre atunci când o să vorbească ei despre părinții lor și despre socri. Că dacă e prelimba noastră populară, ei sunt părinții Antonini și sunt socrii lui Valentin. Dar știți ce vreau să întreb? Povestea voastră de iubire a Antonini și a lui Valentin are o durată de valabilitate care nu scrie nicio carte, pentru că tu erai elevă, Valentin era student, da, la Academia Ștefan cel Mare și tu, ca să nu-l pierzi, odată ce ți-a luat atestatul, te-ai dus după el. Nu, atunci când am finisat școala, eu nu eram sigur ce vreau să devin, dar întâlnindu-l pe Valentin, practic mi-a deschis așa cărțile și mi-a plăcut, cu toate că la început nu era de acord cu ceea ce vroiam să aleg, că zicea că nu este pentru femei, dar pe mine atât de mult m-a inspirat că nici n-am stat la gând și până la urmă am finisat și o Academie de Poliție Ștefan cel Mare. Doamna Larisa, cum v-a găsit această veste a fiicei dumneavoastră? Că vrea să meargă la Academia de Poliție, că acolo este iubitul ei și că s-o lua după capul lui. Eu nu eram contra că așa aleagă profesia care o dorește, că în viață omul face ce îi place. Dacă nu-ți place meseria, nu ești la locul tău. Și pe urmă scoți ochii celui care te-a îndrumat să faci ceea ce, ce nu stătea la inimă. Domnul Petru, prima întâlnire cu generele, vă amintiți? După cum? Cum a fost? L-ați îndrăgit? I-ați spus câteva întrebări? L-ați încercat? Noi venim din oraș. De aici și de acolo, în mahală. Nu este o casă și o scăune. Și trecem de aici și de amândoi. Dar noi am zis, bună ziua, și ne-am dus acolo, nu departe trec. Dar soția îmi zice, băiat și ala, cred că la Academie și e flămă, să-l chemăm, să-l servim.
și l-au chemat și bun servit. Deci dumneavoastră sunteți divină. Mă lucru, nu-ți amintești momentul ăsta? Aveai emoții foarte mari, bănuiesc, da. Cât au chemat în casă. Deci cumva era foarte serios. Pentru că nu toți prietenii copiilor ajung în casa părinților. Prima intrare în casă, clar că a fost pentru mine ceva, un moment deosebit. Și ulterior, însăși, prezența părinților mi-au ușurat foarte mult anii de studenție. Deoarece anii de studenție erau anii 96-2001, erau dificultăți grei de punct de vedere financiar. Da. Financiar și provocatoare, dar datorită faptului că am avut așa o binecuvântare, în primul rând, pe prea scumpă și prea iubita mea Antonița și totodată și prin părinții care mi-au fost alături. Cum e cu socoteala cea de acasă cu cea de la târg cu cei 5 copii? Doamna Larisa, dumneavoastră ca și mamă probabil știți cel mai bine, pentru că doar o mamă știe cât de greu este altei mame. Cum primeați fiecare veste că fiica dumneavoastră este însărcinată? E până la 3, normal. După a treia, de-am mai știut. Al treilea, adică Veronica trebuia să fie un băiat, logic. Da, da. Și când mi-au mai spus că și a patra, ei, domnul dat, trebuie să-l primim. Dar cel mai important, ceea ce vreau să le mulțumesc și să recunosc ambii părinți, practic tot ce am realizat noi, atât pe plan cât lucram în sistemul polițienesc și acum, da, le datorăm lor. De ce spun acest lucru? În primul rând, părinții sunt trup și suflet alături de copii atunci când poate noi venim mai târziu, îi întâlnesc, mâncărica este făcută și, apropo, mâncărica sănătoasă, tăticu știe regulile, cum trebuie să gătească în rol, ce să facă, cum să scoată, adică tot știe la perfecție. Și asta, practic, toate realizările noastre le datorăm părinților. Da, eu vreau ca bunul Dumnezeu să-i ție încă mulți, mulți ani alături de noi, fiindcă copiii sunt foarte atașați, iubesc buniei și asta se vede cu ochiul liber, așa că mulțumesc pentru tot. Ce ați învățat de la ei, ca și oameni? Nu ca și mama și tata, dar ca și oameni. Ce ați luat din viața lor și ați pus în viața voastră? Dragostea față de oameni. Iată ce, cum au procedat cu Valentin când stătea acasă și afară, când stăteam noi și l-a invitat în casă niște oameni foarte primitori, da, cu sufletul mare, care sar la nevoie. Și practic noi cu Valentin am luat aceste calități, dar asta nu putem să spunem noi despre noi oamenii, trebuie dintr-o parte să vadă, adică să apreciez aceste lucruri. Uite, o întrebam pe mama și pe tata dacă atunci când vă certați, na, sau când mai sar scântei, mergi să te jelă și a zis niciodată. Pentru că nu vrei să-i suferi sau pentru că știi că fiecare familie este propria cetate, ai închis ușa și gunoiul rămâne acolo. Rusalina, noi practic nu ne certăm. Înțelegi? Adică eu nu pot să spun că în acești ani de căsătorie noi am avut așa certuri ceva de mari ca eu să pot să mă duc să mă jelui. Nu am pentru ce. Adică acolo niște chițăbușuri că nu-i pus la loc sau ceva simplu sau că întârziat, n-a venit la timp și eu trebuie să fiu la oră, adică, dar nu am avut așa situații complicate și chiar dacă au fost situații complicate, nu între noi, da, dar în familie. Noi, din contra, și mai tare ne-au unit aceste situații ca să fim împreună, să fim puternici, să trecem cu capul sus pe toate provocările care le-am avut. Și de asta nici nu apelam. Eu pot să mă sfătui cu mama să o întreb ceva, dar până la urmă, chiar dacă și-ar fi fost situația, n-aș vrea să o întristez, că este a mea. Eu am înțeles că domnul Petru este bucătarul casei. Da. Dintotdeauna a fost așa? Sau de când au apărut nepoții, a apărut și necesitatea? Nu, eu din armată. Aha. Făcut armata și m-a trimis și am învățat bucătar acolo. Deci bucătar este meseria dumneavoastră? Da, eu numai mâncare am făcut în armată. Hrănit 700 de oameni, de persoană. Dar eu bănuiesc că e 700 nu erau atât de alentați ca e 5. Nu, acum era porția care trebuie să o facă și o primeau. Dar cu mâncatul ăsta sănătos, că acum e o modă să mănânci sănătos. Nu, prăjit, în rol. Și greu ați ajuns la ideea că mâncarea neprăjită e mai bună, că eu nici până ziua de azi încă nu... Da, deși, după dacă trebuie pentru organismul nostru să fim sănătoși noi. Dacă fim sănătoși noi, și eu și sănătoși. Asta copiii v-au învățat? Da, eu și ne poate spune. Punct, noi știm cumva, da, în carte scrie, dar nu întotdeauna faci cum scrie în carte. Mama mea tot timpul făcea mâncare, Dumnezeu să știe că e noi.
Și eu mă vrem și mă uitam și e. Și apoi, da, cu mătura, cu și tot, du-te de și în curs. Eu furam cu ochii. Deci asta și cumva e în gene, acolo, e genetica. De acolo am tras. Doar că la noi se face în cantitate mare, că suntem mulți, da? De exemplu, dacă aceeași pârjală în rol, sunt multe, dar făcute în rol. Și este foarte simplu. Cineva, cuiva îi pare că este complicat să mănânci sănătos. Chiar nu este complicat. Doar un pic trebuie să ne disciplinăm, să începem, să facem primii pași și după asta ne deprindem foarte repede. Și eu mă bucur când el chiar face cărnița aceea, scoate pielea înainte de a o pune în rol, că el știe că așa e corect. Și în primul rând, dimineața, cu câtă dragoste, el îi duce mamei paharele de sănătate, tot ceea ce trebuie să facă, îi cumpără gustările sănătoase, adică de ce, fiindcă el deci vrea să o aibă. Reușit să vă alintați unul pe celălalt și la vârsta asta? Da. Și așa a fost întotdeauna? Cum? Nu știu mă încăsă. Cum faceți asta? De ce nu vă plictisiți unul de celălalt? Dar mie îmi place să fac mâncare. Mie îmi place. Și vă place să vă alintați nevastă? Nu, asta. Da, da. Când mă duc și duc și mulțumesc. A, deci așa cumva a prins nevasta că trebuie să-și răsplătească soțul. Da, că două zi sunt cumperi iarăși. Chiar dacă nu-i chiar bun, oricum mulțumesc. Da. Eu vreau să spun că e bun că la copii le place foarte tare mâncarea bunelului mai mult ca bunicii. Și zic asta. Eu într-o zi, nu știu unde, m-am întârziat. Da. Și zic, Ian, tu ieși pe ceva, că eu n-am zis domnul să vin să fac. Și credeți, din nepoț mă întreabă. Burel, dar și ne-ați făcut mâncare? Eu zic, da, și eu am făcut, dar nu seamănă cu mâncarea ta. Vreau să puneți dragostea mea. Da, dar mă, tăcut și eu, zic, ce să fac. Da, în educația nepoților vă băgați câte o idee acolo? Vă place să vă implicați în educarea lor? Mai să le verificați temele? Mai dacă s-au cetat la școală? Eu nu mă-l întreb. Eu îl duc pe ești mic. Așa aveam să duc și mai mare singur. Și eu îl întreb deodată cu... Mine a uitat bine. Dar bine e foarte bine. Că n-am probleme cu dânsul. E mic, dar... Știți cum se zice? Că suntem generații diferite de părinți. Acum părinții cumva altfel își educă copiii. Atâtea cărți de parenting au fost inventate și noi oricum apelăm la filozofia simplă populară, la educația bunicilor, care mie mi se pare cea mai sănătoasă. Pentru că vreau eu să cred așa cum ne-au educat părinții și bunicii pe noi, n-a fost cea mai greșită metodă. Așa este, dar... Cum le dați voie să... Da, le dăm voie, chiar vreau să zic că mămica are grijă ca Gabriela îi verifică temele. Apropo, doamna Cristina, învățătoarea l-a lăudat că scrie foarte frumos și este datorită bunicii, fiindcă ea stătea deasupra lui, da? Și practic la fiecare copil a fost ajutorul. De ce ziceam? Noi eram ocupați, dar mama pentru noi, atunci când noi ne-am apucat de treabă, i-a lăsat serviciu, ea practic s-a jertfit pentru noi, ca noi să creștem. Și de asta ea se implica în tot ceea ce ține de școală, de asta și copiii învață bine, sunt bravo, sunt lăudați și asta pe noi ne inspiră, dar medalele sunt a bunicii aici și ține de scris de școală. Valentin, cât de ușor te-ai obișnuit să locuiești practic împreună cu socrii tăi, pentru că chiar dacă nu locuiți într-o casă, prezența și-o fac simțită zilnic. Au fost niște bariere pe care a trebuit să le depășești? Nu au fost bariere din cauza că i-am acceptat ca nu ca socri, i-am acceptat ca pe părinți, tată și mamă. Ce fel de bariere pot fi? Ce sunt de educație? Eu sunt de părere că este foarte binevenită intervenția și a bunilor în educația copiilor. De ce? Deoarece părinții transmit cu anumit tipuri de mesaje de educație, bunei dau alt tip de mesaje și în cumul se formează un lucru bun. Hai să o lăsăm pe Mariana să ne cânte o melodie de dragoste, eu zic cu dedicație specială pentru familiile astea frumoase care sunt aici și care chiar pot să inspire oamenii de acasă să înțeleagă că nu este nimic mai bun pe fața pământului decât să te ai unul pe celălalt. Iar în jurul vostru o să fie copii, după care o să mergem cu toții acolo. Ei nu s-au plictisit și au făcut poze pentru 30 de TikTok-uri. O să fac pile cu ei, să-mi dea și mie câteva, să mă laud și eu pe Facebook cu ei, că din câte au observat sunt mult mai populare decât mine, dar nu la fel de popular ca și Mariana Mihail, așa că o lăsăm să ne cânte, după care întregim familia.
iar și iar îți voi repeta că tu ești dragostea mea. Acea clipă n-o voi uita când mi-ai furat inima. Cât de mult te iubesc, că mă topesc, ești tot ce ne-am dorit. Când mă trezesc, fericite zâmbesc, mi-e visul împlinit. Tu și eu vom fi fericiți mereu, dragostea e un trofeu, dăruit de Dumnezeu. Tu și eu amândoi într-un destin, într-un zbor de vut și lin, aceeași soartă avem, îndrăgostiți suntem. De sus și să ne iubim ne-a spus. Ne vom aminti cu dor primele priviri de amor. Cât de mult te iubesc, că mă topesc, ești tot ce mi-am dorit. Când mă trezesc, fericită zâmbesc, mi-e visul împlinit. Tu și eu fericiți mereu, dragostea e un trofeu, dăruit de Dumnezeu. Tu și eu, amândoi într-un destin, într-un zbor de curt și lin, aceeași soartă avem, îndrăgostiți suntem. Fericiți mereu, dragostea e un trofeu, dăruit de Dumnezeu. Tu și eu, amândoi într-un destin, într-un zbor de cucilin, aceeași soartă avem, îndrăgostiți suntem. Mulțumim! Eu cred că mai păstrez o melodie pentru final, o melodie care cumva să lege toată atmosfera de aici. Și acum, oameni buni, haideți lângă copiii voștri, pentru că tu și eu, în cazul vostru, nu înseamnă doar doi oameni, tu și eu înseamnă și copiii voștri și bunicii voștri, pentru că de atâtea ori de acolo, de pe canapea, când ziceam ceva de familie, neapărat cineva din copii zicea bunica, bunelu. Deci voi sunteți parte integră acestei familii, așa că haideți să mergem cu toții, să îndrăgim rândurile și să ne simțim cu adevărat în familie, pentru că de asta v-am invitat, ca să demonstrăm o dată în plus că Dumnezeu, când iubește oamenii, ține împreună și face o echipă frumoasă. Dar să știți, oameni buni, că încercam să caut ceva informații interesante despre familiile numeroase. Și am găsit ceva ce aș vrea să aplic și în cazul vostru. Există întrebări comune care îi irită pe oamenii care au copii. Ceva de genul: dar mai aveți? Dar mai puteți? Dar de ce nu vă opriți? Spuneți-mi dacă au fost asemenea întrebări. Au fost și foarte des. Foarte de așa. Cum primim câteodată de la oameni care nu știu... Bun, acum fi prostește să vă mai dea întrebarea asta, la cât de frumoși sunteți și sănătoși și mari deja. Da, le răspundem. Ne-am oprit.
Da. Vă doare? Vă deranjează? Da. Nu, nu ne deranjează, dar eu cred că este suficient, fiindcă vrem să le oferim la maxim. Da? Dar primim foarte des întrebarea asta. Dar nu mă deranjează, dacă sincer. Uh-huh. Absolut deloc. Oamenii, pur și simplu, sunt curioși, nu le vine să creadă cum este posibil, este complicat. Și ceea ce mă inspiră cel mai mult, că mulți din cumătrii noștri care au văzut că noi facem față la 5 copii, au și ei câte 3, câte 4, deja parcă s-au mărit familiile lor. Și mă bucur că am fost ca o sursă de inspirație pentru alții. Și asta mă bucură. Mm-hmm. Dar vreau să întreb și pe bunici lucrurile astea. În mediul dumneavoastră, atunci când vă lăudați copiii și vorbiți despre cele două fete ale dumneavoastră, au fost cazuri când au zis, oh, 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 una tu mai și cu ochii are? Au fost, nu? Da, da. Și nu odată. Și nu odată, nu? Și cine i-a pus la punct? Bunicul? Eu le-am zis, dar și ei hrăniți dumneavoastră. Corect, eu stau la bucătărie. Și gata, nu. Cum încercați să vă apărați cetatea asta dintr-o parte? Cum? Sunteți ca leii care nu le dați voie nimănui să... Mai degrabă ca un înger cu aripile așa, care pur și simplu îi apără de tot. Bunei trăiesc, practic, prin acești copii. Ei n-au dau timp inspirație nouă acum. Și poftă de viață. De viață, da. Nu putem să stăm să ne tolănim în pat mai târziu. Dacă trebuie să te scoli să-i faci un ceai sau să-i pregătești acolo la școală, dacă se duce frumosul nostru. Păi trebuie, da. Trebuie să duc la trebuie. Bun, dar asta are mai mare nevoie de voi. Da, de este, da, spun de el că e mai mic. Gabi, dar ce preferințe culinare ai tu? Cu ce talent bunicii? Cu multe. Da. Bunicul, când vrea să-ți facă ție pe plac, ce-ți gătești? Bucatele tale preferate. Ce-ți place? Legume. Legume? Astea sunt bucatele tale preferate? Serios vorbești? Eu și la școală un papanaș îi pun în geantă. Eu îl duc și îi pun un papanaș. Și acolo mai fac câte un chex, mai copii în duhovcă. Deci dumneavoastră e gătit și mâncarea pentru școală și îi puneți în boxă. Nu, dar cum? Păi, dar vă invidiază toți copiii de acolo. Las-mă invidiază. Să-și cumpere așa bunică. El este unic la noi, pe dânsul tot Buiucaniu, cred că-l știe. Este foarte degajat și foarte vorbăreț. Eu știu de ce vă știe tot Buiucaniu. Pentru că ați tot dădăcit nepoții ăștia și ați tot plimbat cu căruțul... Dar când și Cătăi m-a întrebat, dar și mai aveți unul? Eu căruțul... Dar și dumneavoastră și vă interesează. Eu să iei, nu să cuiva. Da, ce frumos ceea ce spuneți și omenește și știu că așa este gura lumii și că întrebări de genul ăsta întotdeauna. Da, eu așa știu. De aceeași alei ați plimbat pe toți? Da. Da. Nu, Alexica, noi atunci trăim în altă parte, dar aveam restul. Patru îi deam trei eu aici. Cum au loc zilele de naștere în familia voastră? Mai loc și de altă lume sau sunteți suficienți cât sunteți? Noi avem acasă o masă de 12 persoane care stă mereu așezată, da? Și practic zilele noastre de naștere este familia noastră care o vedeți aici pe platou și o pereche de fiini. Asta este familia noastră. Adică noi nu avem nevoie de cineva separat, da? Fiindcă practic masa este plină. Pot să zic că vorbesc cu mândrie despre familia mea pentru că pe lângă faptul că suntem foarte frumoși, mai ales părinții noștri, ei sunt și foarte inteligenți și sunt destul de cunoscuți, să zicem așa, în Chișinăul nostru, destul de mic. Și nu mereu am nevoie să-i prezint, ori să vorbesc despre ei, câteodată oamenii și singuri deja știu cine sunt. Atunci trebuie să nu dezamăgiți niciodată dacă îi cunoaște lumea. Sunteți și voi aura aia deasupra capului lor. Noi am ajuns la final de emisiune, o emisiune foarte caldă și simplă, pentru că voi, în esența voastră, sunteți oamenii simpli și adevărați și asta contează până la urmă. Formula de succes este dragostea. Orice n-ai face în viață, este important să o faci cu dragoste. Chiar și atunci când te cerți, este important să o faci cu dragoste. Să te pui în formulă, nu tu ești vinovat, dar oare nu cumva sunt eu vinovat de provocarea acestei certi?
Și atunci se reglează totul și esența fericirii este echilibru. Echilibru în tot. Ce pot să mai adaug? După așa cuvinte, eu cred că prin aceste cuvinte a fost spus tot. De asta acum înțelegeți de ce noi practic nu ne certăm, dar serios, dragostea stă la mijloc și cel mai important că noi suntem oameni maturi și înțelegem că suntem exemplu pentru copiii noștri. Asta este la bază. Și atunci când tu poți să-i spui copilului să nu facă ceva sau să facă, dar tu faci diferit, ei văd acest lucru. Și noi de asta ne străduim. Eu cred că o calitate importantă este ca să conduci prin exemplu pozitiv, da? Și desigur să te accepți așa cum ești. Mulțumesc tare mult că ați fost astăzi parte a emisiunii noastre. Ați umplut studioul ăsta de energia voastră pozitivă. Succes! Noi urmărim ceea ce faceți și ne bucurăm pentru voi. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Și ultimul cuvânt este unul muzical, cel al Marianei Mihailă, de pe scenă.